ai cu probleme de matematică. Așa, mă. Deci de olimpiade? Și de toate. Deodată creați un stres. Pe loc. Deci când sunt probleme de olimpiadă, știți bine că trebuie să ne gândim că sunt probleme foarte frumoase, interesante, da? Da. Dar care este atitudinea noastră? Una pozitivă. Deci credem că reușim să le facem. Și dacă da? Credem. Pozitivă. Și dacă nu e pozitivă, foarte urât. Știi de ce? Că nu mai reușești să te mobilizezi dacă nu crezi în tine, în forțele tale. Da? Punem la treabă repede. Deci Sonic are în fiecare zi câte o piatră în vârful muntelui. Sonic. Da? Sony. Da. Care o piatră în vârful muntelui. Câte o piatră? Da. Care în fiecare zi câte o piatră. Da. Una piatră. Zi. În prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. Deci, în prima zi... Ca problema mea cu 4 metri merge și cu 7 metri se întoarce. Nu știu, acum zic. În prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. Prima zi... 7 ore. 7 ore. În a doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborând. În a doua zi? Da, 8 ore. 8 ore. În fiecare zi urcă de 2 ori mai încet decât în ziua precedentă, dar coboară de 2 ori mai repede. Deci în fiecare zi. Da. Urcă de 2 ori mai încet decât în ziua precedentă, dar coboară de 2 ori mai repede. Așa. Cât timp va munci în cea de-a treia zi? A, ce problemă! Mai citesc o dată, domn profesor. Da, sigur. Foarte grea. Sonic cară în fiecare zi câte o piatră în vârful muntelui. Sonic, bun. Deci, un car. În prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. A doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborând. În fiecare zi, urcă de 2 ori mai încet decât în ziua precedentă, dar coboară de 2 ori mai repede. Cât timp va munci în cea de-a treia zi? Deocamdată... De 2 ori mai încet? Da, zice că în fiecare zi el urcă de 2 ori mai încet, dar coboară de două ori mai repede. Păi... Și cu toate astea, în prima zi a urcat 7 ore și a coborât și în a doua zi 8 ore. La 8 ore mai zic și eu că merge de la 7. Dar în a treia zi oare cât se fie? La 9 ore, normal. Da, 9 ore și apoi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Până... Păi dacă face, practic, cât ori cât se dea? Eu tot m-am înțeles foarte bine. Dar mai citesc o dată. Da, păi asta vreau. Sonic care în fiecare segmente. Zi câte o piatră în vârful muntelui. În prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. Urcând și coborând. Da. Păi dacă e de două ori, nu merge problema. Ai merge. Good. Deci a urcat și a coborât 7 ore. 7 ore în prima zi. 7 ore el urcă și coboară. Nu știm de câte ori urcă și de câte ori coboară. Nu știu. Dar urcă și coboară 7 ore. Păi dacă... Așa... Dar nu odată a urcat și odată a coborât. De mai multe ori, nu, domn profesor? Sigur că nu. Păi de atunci, de mai multe ori. Trebuia să ne trebuie ceva. Câte pietre a dus? Păi nu. Câte nu. Spune în a doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborând. Deci mai mult. Adică care câte 100 de pietre mai mult? Nu știm. În fiecare zi urcă de 2 ori mai încet. Deci cu fiecare zi el urcă de 2 ori mai încet. Fiindcă obosit o zi mai înainte, și coboară... nu are febră musculară, da. Da, și l-a urcat, perde mai mult. Deci stai puțin, de exemplu, în prima zi a făcut așa, în a doua zi, practic, împărțim la doi ce-am făcut, pentru că spune numai la fiecare zi de două ori mai încet. Adică, și l-a coborât de două ori mai repede. Da, și l-a coborât de două ori mai repede, dar practic... Adică l-a urcat, ar face patru ori și la 4 și apoi 2. Și apoi s-a face 2. Și apoi scădere. Da. La adus ar face 4 ore și la întors ar face 2 ore. Dar el urcă și coboară de mai multe ori. Și în a treia zi ne interesează. Păi în a treia zi 9 și... În a treia zi... Cât timp va munci în cea de-a treia zi? Adică urcă și coboară... De 1 miliard de ore. Păi de 9 Să fie 9 ore și să păstreze acolo în distanța de o oră? Da. Între o zi și alta? Dar nu spune nimica. Dar uite acolo, 7 ore, 8 ore. Tot 8. Ba nu 9.
Am pus mințite și da, da. Sony, care în fiecare zi câte o piatră în vârful muntelui. În prima zi... Câte o piatră. Câte o piatră. Care o piatră duce în vârful muntelui, coboară, mai ia o piatră, nu? Iar o duce în vârful muntelui, iar coboară. Așa. Nu zice câte pietre, el nu zice că duce 10, 20. Zice că muncește așa. El interesează doar ora. El îl interesează aici. Doar să ducă pietrele. Deci, el muncește continuu. Hai să ne închipuim că ăsta ar fi vârful muntelui. Și aici, la bază, se află... Pietrele. Darius. Davide. Davide. Da? Davide. Ei. Asta e panta muntelui. Ce tare sunt. Așa. Și ia piatra de aici, urcă pe munte, o lasă acolo. Da? Nu. O ridică piatra acolo și când o coboară, cred că e liberă. Corect. Și e mai puțin, pentru că... Acum nu are. Sigur, și mersul înapoi este mult mai ușor. Zboară, că merge cum... Da? Deci important este că el urcă și coboară de mai multe ori. În cele 7 ore cât lucrează, face de 2 ori, de 7 ori, de 3 ori, de 5 ori, habar nu avem. Eu nu știm deocamdată cam cât timp consumă cu dusul și întorsul. Nu știm cât consumă, că operația dus-întors înseamnă, de fapt, o operație pe care o desfășoară el repetat, dus-întors, repetat, timp de 7 ore. Corect. Dacă aveam dusul și întors, trebuie să ne dăie măsură cât de lungă ar fi panta. Dar nu ne interesează distanța. Deocamdată nu leagă deloc, nu e de nicio dimensiune. Noi să vedem ce logică, ce raționament elaborăm pentru ca să putem gândi problema și asta. Mai departe. Deci, prima zi, 7 ore, continuu face mișcarea asta. Dus, întors, dus, întors. Să notăm așa, domn profesor. Urcă și urcă plus coboară 7 ore. Deci, prima zi. Deci, urcă plus coboară de un număr de ori. Înmulțiți cu un număr de ori. Așa, de câte ori o fi urcând și coborând și face ca timp, cât îl face? 7 ore. În a doua zi, depinde. A doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborând. Deci a doua zi... Același lucru? Dar 8 ore, nu tot 7 ore. Da, dar aici zice așa, în fiecare zi urcă de 2 ori mai încet, decât în ziua precedentă, dar coboară de 2 ori mai repede. M-am prins, pentru că în prima zi merge doar cu 2, mai puțin. În a doua zi merge cu 4 mai puțin. Pentru că spune că în fiecare zi merge cu 2 mai puțin. Nu cu 2, de 2 ori, de 2 ori, adică, nu cu 2. El face aceeași... În prima zi merge cu 2. Nu cu... El face același timp. Încă o dată vă zic. Deci, în fiecare zi urcă de 2 ori mai încet. Deci urcatul a doua zi îl împărțim la 2, că urcă de 2 ori mai încet. Stai puțin, spune 12 ore. 12 ore? Da. În a treia zi? Da. Să vedem. Zic tu, domnului profesor, cum ai ajuns la asta. Dacă tu ai dat, vino și ne spui, ne explici ca să înțelegem. Păi dacă a treia zi coboară de două ori mai cu 2 mai încet. Urcă de 2 ori mai încet și coboară de 2 ori mai repede. Am făcut în paranteză un minus de comită. Cum? Și după acel gest l-am mulțit cu 2 și am aflat 12 ore. Cum? Încă o dată ai zis? 8. 8 minus 2. Dar de unde ai 2? Dar 2 e ce arțeam? 8 minus 2. Adică urcă de 2 ori mai încet. Da. Păi. Urcă de 2 ori mai încet, înseamnă că dacă am notat, ne-am închipuit că timpul de urcare ar fi o oră, să ne închipuim că timpul de urcare ar fi o oră. Și faptul că a doua zi urcă de 2 ori mai încet, înseamnă că la urcare am consumat 2 ore. Exact. Da? De 2 ori mai mult. De 2 ori mai mult. Corect.
pentru că el este obosit și la urcare va fi de două ori mai mult. Da? Zi, Dania, tu ce idee? Și... Haideți să vedem, să încercăm să rupim problema. Exact. Deci să ne închipuim un model. Adică să ne închipuim că noi ne-am aflat în situația aceea și în prima zi. Deci presupunem că în prima zi urcatul durează o oră, da? Deci urcatul durează o oră, iar coborâtul, îmi închipui că la coborât merge mai repede. Mai ușor, nu da. Pot să spun că tot o oră va dura. Corect. Hai să ne închipuim că coborâtul va dura o oră, jumătate de oră, da? 30 de minute. Da? Haideți să facem în 3, domn profesor, nu să fie mai ușor pentru ei. Pâine, hai să zicem 2 ore. 2 ore cu o oră sau... 2 ore urcă și o oră coboară. Și o oră coboară. Mergem așa. Și o oră coboară. Da. Oră. Asta în prima zi. Da. Da? Hai să zicem. Deci urcă 2 ore. Și coboară 3. Și coboară o oră, da? În condițiile astea... În a doua zi, spune... Că urcatul coboară ori mai greu. Coboară cu 1. Deci urcă cu 4. Urcă cu 4. Deci cu 4. Spune că de 2 ori mai mult va dura, da? Corect. Să urce 4 ore. Deci 4 va urca 4 ore. Și coboară mai repede. De 2 ori mai repede. Și de două ori mai repede, adică jumătate din timpul ăsta. Corect, adică jumătate de oră. O jumătate de oră. Nu o oră. Păi nu, o oră era. Dar coboară mai repede. Faci un ori doi. Două ori. Păi nu-i un ori doi. Coboară, consumă mai puțin timp. Împărțim la doi. Și adică dacă coboară de două ori mai repede decât o făcut-o înainte, înseamnă că o oră împărțim la doi, nu? Adică merge o jumătate de oră, 30 de minute. Deci merge 30 de minute. Da. Ca număr total, ca timp în sine, înseamnă că 4 și cu 30, ar face 4 ore și 30. Păi în următoarea tură o să meargă 8 ore. O să urci în 8 ore. A treia zi, zice. În 8 ore și o să coboare în 15 minute. Corect, nu, domn profesor? Corect. În a treia zi? În a treia zi. Urcă în 8 ore și coboară în 15 minute. Deci, după modelul ăsta... După aia o să urce 16 ore și o să coboară... Deci, în a treia zi... Nu, în a treia zi, o pun de desubt. În a treia zi va urca dublu decât s-a întâmplat. Am înțeles, domn profesor. Înseamnă că în a treia zi la... la problema noastră o să facem 8 ori 2, 16. Stai puțin. Da. Dar nu știu că ăla-i drumul total. O piatră în 7 ore într-o zi. Dar nu știm, nu ne spune. Nu spune că o face în 7 ore. O împărți la 2. El spune că face operația asta de mai multe ori, muncește. Nu știu dacă ar fi vorba de o singură oră, o singur drum, ar fi. Deci face mai multe drumuri. Haideți să mergem acolo, domnule, cu 4 ore și 3 ore la coborâre, ca să fie 7. 4 ore la urcare și 3 ore la coborâre. 4 ore la... În prima zi, 7 ore. Deci 4 ore la urcare. 4 la urcare. Și 3 la coborâre. Și 3 la coborâre. Ca să fim la 7 ore, cum dă problema. Problema de 7 ore în prima zi. Da. Urcă și coboară. Noi ne închipuim că urcă mai greu și coboară mai ușor. Și de asta am pus 4 ore cu 3. Și la a doua zi, atunci trebuie să schimbăm. Cum trebuie o să fie? La urcatul să puneți... Câte? De 2 ori mai... ore. De 2 ori, păi, de două ori mai mult. De 2 ori mai mult decât... Puneți 8. 8 ore. Obligatoriu. Obligatoriu, nu că pune. Și la coborâre 0. Câte? Ia să vedem la coborâre. 3 ori împărțit la 2, mai coboară mai repede. De 2 ori mai repede. O oră și jumătate. O oră și jumătate. Da, chiar. Nu? Da, chiar o oră și jumătate. Deci la coborâre ar fi o oră și 30 minute. Nu, și acum, la treia zi,
tot la fel, urcă de două ori mai greu decât în ziua precedentă. Adică merge cu 16. Dar asta pentru că voi ați gândit pe modelul care vreți să facem, vedeți ce se întâmplă, nu reușim să ducem un model la capăt, că ne venim cu idei una peste alta. Am zis că să fim mai aproape de probleme. Nu. Asta, nu Cassandra... Flavia. Flavia. Flavia a venit cu ideea că face un singur drum. Și atunci noi am fugit pe varianta că ar dura 4 ore la urcare și 3 ore la coborâre, dar pe modelul la care tu te-ai gândit. Da? Noi nu avem numărul de ore, nu. Numărul de mișcări. Dar 4 ore poate a urcat de 10 ori. Sigur că da. Deci, de distribuția asta aici nu corespunde modelului, da. Da? În sine. De aceea, cum am să... Da, de supărată. Are și ea o idee. Da, te rog. Deci am încercat. Deocamdată n-am rupt deloc problema. Exact. Suntem în momentul de tatuare. Dar nu, ia zi și tu ideea ta. Te rog. Eu am gândit să împart câte o oră. Adică prima zi la 7 ore, adică o oră, care așa cum ar fi într-o oră aduce o piatră și jumătate de oră și jumătate de oră. Adică tu spui drumul să dureze o oră, dus întors. Un profesor. Și mă gândesc că l-am împărțit în doi. O secundă. Deci când ai gândit așa, Daria, hai să vedem modelul. Că noi încercăm să ne echipăm un model practic, ca să încercăm problema să o putem mișca. Cu alte cuvinte, tu ai gândit că ar dura o oră, presupun că ar dura o oră dus întors. Da? Și ai zis, urcă o jumătate de oră și coboară o jumătate de oră, da, în modelul tău. Stop! Cât privește realitatea, nu corespunde. Pentru că în momentul în care ai gândit așa, distribuția nu e tocmai corectă. Că și cu piatra în spate și urcând, e mai greu. Nu poți să spui că o jumătate de oră durează și tot o jumătate de oră și la coborâre. Da? Deci e ca timp, ca fenomen. Că încercăm modelul practic să fie cât mai aproape de realitate. Să vedem dacă reușim. Dacă merg pe mâna ta, că ar fi o oră dus întors, bine, și o jumătate de oră merg și îți accept ideea, să vedem cum conduci tu raționamentul, atunci, la urcare, tu ai spus, urcare cât? 30 de minute, nu? Da, și coborâre 30 de minute. Și coborâre tot 30 de minute. Și atunci, în a doua zi, aș face 30 ore, adică o oră. A doua zi. 15 minute, ar urca numai... A doua zi, la urcare ar fi... O oră. E dublu, nu? Și la coborâre 15 minute. La urcare ar fi una oră și la coborâre ar fi 15 minute. 15 și minute. Și a doua zi ar fi 15 minute. Și m-am gândit... Și la treia zi? Și la treia zi? Și acum m-aș gândi să fac, deci să fac 1 și 15 minute. Într-un fel, ori 8 și merg la 8 și 120, adică 2 ore și... 10 ore. Da. Adică 10. Cum faci 15 împărțit la 2? Asta nu rost. Nu împărțit la 2. 30. Păi, așa spune Paul. Am făcut 30 împărțit la 2. Da, acum, la 15 ar trebui să împărți la 2. Ai și reclamă că tu ești într-o situație mai dificilă aici. Să înțelegem ca timp aici ai o oră în modelul tău. E prea puțin. Da, atenție. Iar aici, ca timp pentru o mișcare sus-jos, ai o oră și 15 minute. Da? Deci aici ai o oră, Daria, o oră pentru o piatră, iar a doua zi ai o oră și 15 minute. Vezi că pentru o singură mișcare, a doua zi consumi 15 minute în plus. La o oră. Dar tu ai de acoperit o oră în plus. Deci, practic, ora asta, care înseamnă consum de 15 minute după modelul tău, ora asta, trebuie să o surprinzi ca fiind cea care îți consumă timpul pentru același lucru. Deci, același lucru. Tot atâta număr de pietre duci.
Asta cred că este ideea esențială. Același număr de pietre duce în fiecare zi. Poate autorul aici n-a insistat foarte mult. Că nu-l interesează asta. Îl interesează doar să ținem cont de urcat și de coborât. Și de timp. Tocmai. Dar hai să mai citim încă o dată. Mai citesc o dată. Hai, zi. El urcă 50 de minute și coboară 40. 50 de minute și coboară 40. Unde? Asta pentru că ai văzut o oră și jumătate aici, nu? Aici la 90 de minute. Da, deci fac... Nu! 60 cu 30? Am văzut 50 împărțit ori 2. Deci nu vă mai... Hai, eu pe fiecare vreau să vă ascult. Domn profesor, vrea să țină cont, dar da. Ne depărtăm de problemă. Haideți să facem așa. Deci să ținem cont de urcări și de coborâri, domn profesor. Da, da, da. De Sonic care în fiecare zi câte o piatră din vârful muntelui. Din vârful muntelui. O aduci de acolo. Deci, care câte o piatră? Da, din vârful muntelui. Dar nu contează, că sunt coborâri. Stai, că e bine. Sonicară în fiecare adică zi, câte o singură piatră, deci, face un singur drum. Din vârful muntelui, un singur drum. Și mai acum... Foarte bine. Eu aveam impresia că sunt mai multe drumuri. De mai multe ori. Da. Atenție. Acum în prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. Deci a urcat și a coborât cu piatra. Deci ce înseamnă dacă... 7 ore. Flavia, dacă stăm un pic pe loc și analizăm, prindem esența problemei. Deci în fiecare zi face... drumul dus întors pentru o singură piatră. Din vârful muntelui o aduce. Din vârful muntelui. Deci ia piatra din vârf, dar a urcat de la bază până în vârful muntelui și a luat piatra și a dus-o jos. Și o coboară, corect. Atât. Deci el face... 7 ore. 7 ore. În prima zi. Deci corect. Urcat plus coborât egal 7. Da. Ar fi ca și așa. Perfect. Bun. În a doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborât. Dar de ce 8 ore? Stai puțin. Pentru că în fiecare zi urcă de 2 ori mai încet. Adică urcatul ori 2. Adică mai... Și coboară de 2 ori mai repede. Plus coborâtul. Acum... Că urcatul... Deci, acum e ceva mai logic. Urcatul împărțirea 2. Acum e ceva mai logic. Pentru că, plus coborâtul, de exemplu, noi ar trebui să punem un număr de coborât și urcat. Pentru că dacă îl înmulțim pe primul cu 2 și pe al doilea înmulțim... Mă, dar e ce? Urcă și coboară 7 ore. Da. Trebuie să ne dea 8 ore. Adică... Da, dar urcă de 2 ori mai greu. Știu. Adică urcatul ăla îl împărțim la 2 și coboară de 2 ori mai repede. Iar coborâtul ăla... Nu îl împărțim la 2, îl înmulțim cu 2, că dacă îl împărțim la 2 înseamnă că coboară de 2 ori mai repede. Cum adică? Dacă urcă de 2 ori mai greu. Deci dacă urcă de 2 de facem ori 2? Da. Dacă urcă mai greu? Da, pentru că mai greu pierde mai mult timp. Și când coboară. Dacă îl împărțim pierde mai puțin timp, înseamnă. Gata. Haideți să facem ordine, da? Ce este clar pentru noi în momentul de față este că o singură piatră pe zi. Da. Aduce din vârful muntelui. O singură piatră. Da. Atât durează că e foarte înalt muntele. Și până când ajunge în vârful muntelui și ia piatra și o aduce jos, 7 ore. Face 7 ore. Păi aduceți copii. Și pe o cară jos? Da, măi, nu o duce. Nu. El urcă cu liber, cu mâini în buzunar, urcă tocmai pe vârful muntelui, ia piatra și coboară cu piatra în spate până ajunge jos. Și durează că de la cea 7 ore. Păi dusul, mă, urcatul. Și dusul, urcatul. Urcatul plus coborâtul durează 7 ore. De urcare, timpul la urcare. Da? Și timpul la coborâre. Notăm cu T, timpul, și scris în dreptul său, timpul de urcare. Și puneți 1 aici. 1, adică timpul de urcare în prima zi. Și timpul de coborâre în prima zi. Da? Timpul de urcare datorită lui 1 înseamnă în prima zi. Da? În prima zi. Și aici timpul de coborâre
În a în prima doua zi. În prima zi, pardon, prima zi. Am o idee. Păi acum, tocmai pe idee mergem. Așa, gata, am o idee. E ciudată, dar ar merge. Deci, așa. La urcare, așa, face 3 ore. Nu, iar mergem pe particular? Dacă mergem pe un model, da. Acela ar trebui să, să fie, cum să spun, cât mai aproape de situația este, aceea. Este, dar este foarte aproape. Merg pe mâna ta. Deci, la urcare, 3 ore. Da. Și la coborâre, 4 ore. Dar de ce nu poți să mergi? Pe, nu, 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 lasă, lasă la așa. La urcare poți să mergi? Lasă așa. Hai, bine. Așa. Deci, la urcare, în prima zi, da? În prima zi. Urcă 3 ore. Timpul de ore. Urcare în prima zi, da? Timpul de urcare în prima zi. 3 ore. Egal cu 3 ore. Și la coborâre 4 ore. Timpul de coborâre în prima zi egal 4 ore. În a doua zi. Și în a doua zi o să fie... Urcă de 2 ori mai din încet. 6 ore la urcare. Deci timpul de urcare 2... Da, cum doi acolo ca să se înțeleagă a doua zi. 6 ore. Este dublu, da? De 6 ore. Și la coborâre 2 ore, adică 8. Timpul de coborâre în a doua va fi de 2 ore. Adică 8 ore vom avea. Deci total la mișcare face 8 ore. Și apoi vom avea a treia zi la urcare vom avea 12 ore și la coborâre... Timpul de urcare în a doua, în a treia zi, va fi 6 ore, 12 ore. La coborâre? Și la coborâre o oră. De coborâre în a treia zi ar să fie de o oră. În total 13 ore. În total 13 ore. Deci după modelul pe care l-a surprins Daria, ea are soluția aceasta și este corespunzătoare realității, că timpul total aici este de 7 ore. Da? 7 ore. Iar în a doua zi de 8 ore. Tot principiul îi dă 8 ore aici, este foarte tare. Dar și îi dă și rezultatul final. Vroiam să fac 4 și 3, numai că 3 nu se împărțea la 2 și am mers. Este spectaculos că aici tu te-ai gândit la urcare pentru 3 ore. Și coboară în 4, care e piața domnul profesor. Pentru că aici poate să multiplice pe 3, fără emoții, dar aici trebuie să împartă, nu? Trebuie să împartă pe 4, la 2 și atunci își face chestia asta. Da, corect. Și poate să fie și corespundă realității, piatra era grea și cobora mai încet. Sigur că da, corespunde realității, fără discuții. În clipa în care am luat, aveam în vedere că face așa de mai multe ori mișcarea, eram în ceață. Problema, nu puteam găsi model. Vedeți că a spus ori X, mi gândeam de câte ori. Sigur că da. Nu încape decât un singur lucru. Când ne aflăm în fața unei probleme, copii, trebuie să o citim din nenumărate ori. Ce înseamnă nenumărate? Fiecare după de atâtea ori cât îi sunt lui necesare ca număr, până când înțelegem plină problema. Mai citim o dată, să vedeți cât de frumoasă este problema. Deci, Sony, care în fiecare zi câte o piatră din vârful muntelui. În fiecare zi câte o piatră, aici n-am fost atenți. Câte o piatră din câte vârful o piatră, muntelui. Deci face o singură mișcare. Câte o singură face piatră. Face mai multe. O singură mișcare. Un singur drum face. Un singur drum. Coborât. Asta e fantastic. În prima zi a petrecut 7 ore urcând și coborând. În a doua zi a petrecut 8 ore urcând și coborând. Iau ce ești. Așa. Ea în fiecare zi urcă de 2 ori mai încet și coboară de 2 ori mai repede decât în ziua precedentă. Cât timp va munci în cea de-a treia zi? Deci, în fiecare zi urcă... În fiecare zi urcă de 2 ori mai încet. Păi de 2 ori mai încet însemna jumătatea acestuia.
În fiecare zi urcă de două ori mai încet decât în ziua precedentă. Da, profesor, de două ori mai încet. Adică dacă noi am pune acolo 3, ar fi o oră și jumătate, adică urcă mai repede, dar dacă e de două ori mai încet, ori. Că el urcă... Urcă mai încet, adică consumă mai mult timp. Consumă mai mult timp. Urcă mai încet, consumă mai mult timp. Deci urcă mai încet, consumă mai mult timp. Este perfect. De două ori mai încet. Da, corect. Și coboară de două ori mai repede. Adică jumătățește. Jumătățește. Perfect. Excelent. Da? Daria, excelent. Ideea perfectă. Ca model. Acum noi trebuie să vedem cum tu de-ai avut baftă pe modelul ăsta de te-ai dus perfect și trebuie să arătăm că numai așa asta ar fi soluția. Alta nu. Pentru că practic trebuie să te gândești un număr înmulțit și apoi un alt număr împărțit trebuie să dea 8 ore. Și atunci ar putea să mai existe altă variantă. Nu există altă variantă. Nu cred că ar fi. Povestea este că aici privind, trebuie să arătăm unicitatea soluției de aici. Corect. Deci unicitatea. Eu cred că n-ar mai fi, pentru că practic ce număr? Păi nu este, dar trebuie să arătăm asta, mama. Nu, eu cred că n-ar mai fi. Trebuie să te bată efectiv. Dacă o iei cu... Practic o iei 1, 2, 2, 2, 1... Deci timpul de urcare cu timpul de coborâre egal 7. Prima așa relație. Așa, asta trebuie să scriu. Timpul de urcare plus timpul de coborâre egal cu 7. 7 ore, adică 7. Scrie în prima relație. Timpul de urcare plus timpul de coborâre egal cu 7 ore. Nu, scrie relațiile astea. Timpul de urcare plus timpul de coborâre egal cu 7 ore. În a doua zi, știm că timpul de urcare ori 2, nu? Se dublează. Corect. 2TU. De două ori timpul de urcare plus timpul de coborâre împărțit la 2. Timpul de coborâre împărțit la 2. Egal 8. Da. Corect. Deci aceste două relații le-am scris ca urmare a modului în care problema a fost enunțată. Deci, iată că am modelat prin relațiile acestea scrise exact ce a spus autorul. Deci, în prima zi, timpul de urcare plus timpul de coborâre fac 7 ore. În al doua zi, de două ori timpul de urcare, da? Deci consumă mai mult timp pentru că a obosit. Corect. Plus timpul de coborâre împărțit la 2, că coboară mai repede, deci consumă mai puțin timp. Da, egal 8. Egal cu 8. Corect. Și acum avem aceste două relații copii pe care trebuie să le învârtim cât se poate de atent. Dacă aveți, pur și simplu acum privim la modelul ăsta matematic care l-am creat prin astea două relații. Ce bine ar fi să am și aici tot 2TU. 2TU. Ce să facem? Avem 3 TU. Dacă le adunăm peste a doua, da? Dar eu îți propun să facem asta. Să adunăm toate relațiile, adică practic 2 TU plus TC împărțit la 2 plus TU plus să le adunăm, zici tu. Egal cu 15 ore. Da. Dar eu v-aș propune să încercăm o șmecherie ca să avem același, noi am mai discutat, criteriul de comparație la TU. Bine ar fi să fii tot 2TU și la prima relație. De aceea îmi vine în minte să mulțesc pe asta de 2, cu 2. Toată relația, și stânga și dreapta. Și stânga și dreapta. Ca ce și devine ea? Aș fi urcat de 2 ori și aș fi coborât de 2 ori. Da. Și aș fi consumat timpul 14. Corect. Deci ar fi relațiile traduse. Prima relație tradusă ar fi așa. 2TU, hai, David, da, și tu. I-am scris. Nu, n-ai scris astea relații. 2TU ai scris? Păi și Maker nu ai scris, mai eu. N-am scris. Ia să vedea. Băi, te verific. Egal și aici e 50. 2TU legați plus 2TU. Băi, ce Maker. 2TU de eu legat. Nu, asta trebuie să o scriu. Îmi vine minte o chestie. Măi, David. Toate ale simbolurile lui, ca să nu-l duceam pe nimeni. Deci, fetelor, vă spun ce trebuie să spune, iar îi trece în cap. În loc să spui 2 ori U, 2 de U, zice U. Da?
lăpturosul ca să nu facă pe doi. Unde crezi să mai ieși? Și chiucă. Este spectaculosă. Nu pricepe nimeni, nici măcar corectorul, măi. Da. No, v-am povestit chestia aceea. Când fiii mei era în clasa, când fiii mei era în clasa a doua, învățătoarea era antitalent la desen. Deci la desen nu avea nicio treabă. Și eu știam că lunea cu mare desenul, duminica toată ziua petrecea rupând un caiet și măzgălind de acolo. În una din duminici, nici nu apucăm noi să mergem în camera noastră și el vine repede, tata, am terminat desenul. Eu nu putea să cred. Și desenul, mă, cum ai terminat-o, că tu ai treabă de făcut de acolo. Și, în sfârșit, am răbdare să mă uit la desenul lui, mă duc în cameră să mă uit la desenul lui. Și, așa. Și aici, albastru. Aici, albastru. Da. Da. Albastru. Iar aici, nu văd albastru, aici erau niște drepturi. Cum semn de casă. Așa. Și asta era desenul. Și mă uitam așa, că parcă era lovit de potcoava calului. Ce-i cu tine, ce-i desenul ăsta? Dar ce-i avut, mă, de desenul ăsta? Deci, aspecte de la mare. Și ce-i asta? Păi ce, aici e marea. Malul Mărie, mare astăzi. Și aici ce sunt? Prosoapele. Prosoapele? Dar oamenii nu sunt, mă, până sunt la masă. Deci, și-a imaginat cel mai simpatic desen cu putință, aspect la mare, în care toată lumea era la masă. Așa și tot. Așa și tot. E legat foarte bine. Eu pe doi de un, ca să nu facă pe doi. Da, e super. Cum să nu te bucuri? Cum să nu te bucuri? Stai de vorba așa. Doamne, vreau să măcar acum mi-ați dat o idee de pictură. Da, apropo, de asta. La ultima am făcut 3 de U și 3 de U legat și 3 de C legat. Băi, ai scris că scrii, că ne-am amuzat. Ai, gata. O scris. Da, deci bine. 2 T U, 2 T U. Plus 2 T C. 2 T C. Egal cu 14. Da, am 14. Da. Adică dacă ne ducem de două ori, urcăm, de două ori coborâm, da? Și consumăm 14 ore. Și acum ce faci? Și de supra două scrim. 2 T U. Da. Plus T C împărțit la 2, egal cu 8, nu? Pe a doua doar o copiem. Vedeți, nu i-am făcut nimic la a doua relație. La a doua am lăsat-o așa, că am lucrat numai la prima. Dar nu putem să... Hai să vedem, de ce să mai... Putem să le împărțim. Nu, să le scădem. Fiindcă este același lucru aici, înseamnă că... Din asta de aici, că e 14 și asta e 8. Da, dar 2 tâcă, adică ar rămâne un tâc... Vedem. Deci rămâne, și ar rămâne un tâcă și jumătate. Exact, 2 tâcă. Minus un... Adică, practic, 3 jumătăți ar fi 6. Și atunci o jumătate ar fi... Stai să vedem! 2. Și atunci un tâ ar fi 4. Și dacă tipul de coborâre e 4, atunci 7 minus 4 e 3. Și e singurul care poate să rămână. Asta. Și dă tipul de coborâre și... Foarte tare! Deci, urmărim, dar a luat-o în viteză mare și n-am mai putut-o urmări, dar, copii, vă amintiți că am scris așa, timpul de urcare, Flavia, plus timpul de coborâre, face 7 ore, da? Acum, fiindcă urcă de două ori mai greu, consumă ca timp dublu. Corect. Deci de două ori timpul de urcare, în a doua zi, plus timpul de coborâre, pe două, împărțit la doi, pentru că se înjumătățește, egal cu 8. Da. Iar acum, am înmulțit cu 2 ambii membri a egalității, pentru că am vrut, prin criteriul comparației, să mă situez cu varianta 2TU. Și atunci mi-am închipuit că am urcat de două ori și am coborât de două ori și am consumat
în varianta primei zile am consumat 14 ore. Corect. Și acum, comparând timpii de urcare sunt aceiași, și atunci din 2 timp de coborâre minus ăsta, minus jumătate de timp. Da, minus TC pe împărțit la 2, vine 14 minus 8. Minus 8. Adică 6. Deci de aici rezultă că 2 TC da. De 2 ori TC-ul minus TC împărțit la 2 este egal cu 14 minus 8, 6. Egal cu 6. 6 H. Noi ne propunem să-l aflăm pe TC ăsta. Ne închipuim că un TC, luăm jumătatea lui TC ca unitate de măsură, dacă ăsta ar fi TC-ul. Sau să mulțim cu 2, domn profesor, ca să scăpăm din părțitul ăla la 2, toată relația? Sigur că să da. Să le fie mai ușor? Dar cred că pe modelul lor ar fi mai bine să încercăm așa, că mulți cu 2 nu înțeleg ce se întâmplă. Da. Okay. Dar atunci, hai să zicem, dacă ăsta e TC-ul, copii, da. Atunci TC împărțit la 2 va fi un segment de ăsta. 5 și 1, domn profesor. Mă urmărește. Deci, TC supra 2 va fi așa, TC pe 2. În 2 TC, câte jumătăți? În segmentul ăsta, copii. În 2 TC, câte jumătăți sunt? Câte jumătăți sunt? Păi câte sunt, măi? Păi 4. 4. Minus deci una? Notăm TC pe 2, parcă ar fi jumătatea deci, lui TC. Deci notăm cu un U, un U. De-aia ați învățat fracții, domn profesor. Să învățăm fracții. Și oricum merge și așa. Eu fac la nivelul la care... Clasa 4. Clasa 4. Și clavia pe da? Deci ne închipuim că TC pe figurativ încep să mă agăț de probleme. Deci dacă ăsta e tot TC, nu numai Flavia, eu vorbesc și de filmul înțeles, care rămâne. Înțeles, da. Deci ăsta dacă e TC, TC pe 2 este ăsta. Jumătate. Și câți de TC pe 2 cuprind eu în 2 TC? Ăsta este 2 TC. Ăsta e 2 TC. Și atunci câte de astea? 4, da? 4 de aceste segmente mici. Încât? 4 minus 1. 1, 2, 3, 4. Și notăm pe ăsta 1, acest TC pe 2 notăm cu 1. Și atunci, câți de U sunt în 2 TC? 4. 4U. Dar nu trebuie să luăm. Păi 4 U minus 1. 4 U minus 1 U. Da. E TC pe 2 minus 1 U. Egal cu 6 ore. 3 U, 4 egal minus cu 1, 6 3 ore, 3 U egal cu 6 împărțit la... Egal cu 6 ore, U egal cu... U simplu... 3 egal cu 6 împărțit la 3 și egal 3 cu 2 ore. 3 ore. Bravo. Deci 1 U, 2. Dar U ăsta este TC pe 2. 2, 2. 2, 2, da, da. 2. Iar TC împărțit la 2, deci TC împărțit la 2 egal cu 2, înseamnă că TC întreg e 4. Așa TC egal cu? 4 ore. 4 ore. Așa cum s-a zis în prima zi. Da. TC 4 ore. Ei, dacă TC e 4 ore, celălalt e până la diferența, până la 3. Și în final, spunem că modelul imaginat de Darea este superb. Am arătat că și e unic. Nici o altă variantă nu mai poate fi surprinsă în modul ăsta. Deci, doar numele 3 și 4, în care 3 se multiplică, 4 se înjumătățește, conduce la 8. Da, ca să ne dea 13? Ei, dacă am făcut asta, acum modelul merge. 6 se dublează, corect, 12, și 2 se înjumătățește și 8. Dar ca să scrie matematic? Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Din astea două de acum. Aha, iar pentru faptul că am găsit legătura și mi-am fixat 3-4, totul este perfect. Totul este perfect. Și atunci, în logica modului în care s-a mers de la prima zi la a doua zi, deci esențial era 3 și 4. Corect. Da? Esențial e 3 și 4. Pentru că la a doua zi dublăm jumătățim, dublăm
ziua anterioară 12 și înjumătățim o oră. 13 ore durează în a... Muncește la treia zi. Muncește la treia zi, pentru piatra respectivă. Pentru piatra respectivă, corect. Nu? Grea problemă. Foarte frumoasă, frumoasă, foarte interesantă. Dar ce ați înțeles de aici? Corect. Trebuie citită problema cu foarte multă atenție. Pentru că putem greși. Flavia, care a fost miezul problemei, crezi tu? Asta este prima chestiune care înseamnă, declanșează raționamentul, duce o singură piatră mătămăși. Momente importante. Momente importante. 4-5, domnule. Să clarific asta. Da. Momente importante. Și 1. 1. Duce o singură piatră, da? Primul moment, duce o singură piatră zilnic. Duce o singură piatră zilnic, este cheia care presupune declanșarea problemei, raționamentului. Duce o singură piatră zilnic. Și asta a fost echivalentă cu timpul de urcare plus timpul de coborâre. Da? Deci acest lucru s-a tradus timpul de urcare plus timpul de coborâre egal 7 ore. Deci după ce am înțeles că o singură mișcare, mi-am permis să zicem tipul de urcare, chiar scrieți acum la 1 ăsta. TU plus TC egal cu 7 ore. Da? TU plus TC egal 7 ore. Așa. Al doilea moment important. Asta cu de 2 ori mai mult și mai puțin. Al doilea moment, traducem partea a doua probleme. Traducem partea a doua probleme. Care spune urcă mai greu și coboară mai ușor. Asta mă zic, da? Traducem partea a doua a problemei. Urcă mai, cum am spus, urcă mai greu. Mai greu. Greu și coboară mai ușor, mai repede. Acest conținut a părții a doua se traduce în. Deci urcă mai greu Daria și coboară mai repede. Mai repede, da? Se traduce în 2TU, 2TU, deci această exprimare, se traduce în 2TU plus TC împărțit la 2, egal cu 8 ore la a doua zi. O să mă lași, cum să spun, să te în stare... Da? Deci, astea sunt cele două ore. Toată problema noastră a fost împărțită sau în două momente importante. Să înțelegi că o singură piatră se face zilnic și că faptul că durează 7 ore prima, se traduce în TU plus TC, fac 7 ore, și cum coboară mai repede și urcă mai greu, înseamnă de 2 ore timpul la urcare, plus timpul la coborâre împărțit la 2, egal cu 8. Și de aici a ieșit foarte bine că timpul de urcare este 3 ore, iar timpul de coborâre este 4 ore. Nu, nu, da, 4 ore, da? Din rezolvarea acestei. Și al treilea moment important, notăm, o felicităm pe Daria că a descoperit modelul. Așa scrie? Da. O felicităm pe Daria pentru că a descoperit modelul. Mă felicit că am descoperit. Da, 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 da. Tu așa scrie. Da. Felicităm pe Daria pentru că a găsit modelul. Deși a, și-a imaginat că ar merge 3 și 4, foarte bine. Foarte bine. Aici ce face Daria? Cu lacrimi în ochi. Am văzut-o. Cu lacrimi în ochi era. Că încerca, nu avea ideea Daria când aveai așa lacrimile în ochi, nu avea ideea clar finalizată. Aveai bâșbăiai pe acolo, nu știu ce, o oră și jumătate, dar așa se întâmplă. Nu suntem deodată pe idee, ci suntem în căutare. Da.
ai găsit. Tot timpul căutam să vă aduc spre problemă, dar nu reușeam, pentru că fiecare avea câte o idee, nu aveam încă în minte un lucru, că o singură mișcare se face. Da, da. De aici e problema. O singură coborâre. Ați văzut-o că în prima fază gândeam că sunt mai multe. Era chiar ce da să fie și problema. Da. De aceea, întorcându-ne problemă, am înțeles că este o singură mișcare. Flavia ne-a ajutat aici, că a tot punctat. Flavia a punctat de la bun început, că e vorba de singură mișcare. Da. Ea înțelese să-l în frază miezul problemei. O singură mișcare. Corect. Exact. Urcă și coboară o singură dată pentru piatra aceea. Nu de mai multe ori, că atunci intram în ceață. Bine, Flavia? Bravo. Corect. Domnul profesor, poți să schimbă da? Da. Hai șterge tot. Și șterge și tabla și să oprim și lecția. Oprim și mai am o problemă frumoasă pentru voi. Hai să o vedem.